Iar decizia angajării răspunderii de guvern în privința măsurilor fiscale a fost discutată, agreată și stabilită în coaliție. Anunțul este făcut de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroie. Acesta a precizat că motivul asumării răspunderii este unul cât se poate de pragmatic, pentru că, citez acum, suntem într-o situație de reală urgență pentru aplicarea măsurilor ca să aibă efectul dorit în aceste ultime 4 luni ale anului. Declarația vine după ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii.